Atenție la ce consumați! O parte din legumele și fructele importate au mai multe pesticide decât cele admise. Anunțul a fost făcut de către ANSVSA. În primele patru luni ale anului, aproape 4.000 de transporturi de produse de origine non-animală au fost controlate de inspectorii ANSVSA. Potrivit celor peste 800 de buletine de analize emise în urma probelor prelevate, au rezultat că șapte dintre acestea prezintă depășirea limitei maxime admise pentru aceste reziduri de pesticide. Rezultatele neconforme au fost înregistrate la tomate și ardei iute provenite din Iordania, mere din Macedonia și fasole boabe din Etiopia. Verificările au fost realizate în posturile de inspecție la frontieră și punct Finale de import și-au vizat determinarea prezenței și încadrării în limite admise ale rezidurilor de pesticide din fructele și legumele provenite din import. În plus, în aceeași perioadă, inspectorii ANSVSA au efectuat verificări la depozitele de destinație pentru produsele de origine non-animală. Drept urmare, au fost prelevate probe, iar rezultatele în urma analizelor de laborator au stabilit ca fiind 126 de probe conforme și 3 neconforme. Cele cu probleme au fost depistate la ardei capia roșu, rodi și lămâi. Toate aceste neconforme au provenit de la transportul de fructe și legume din Turcia. Potrivit procedurilor, loturile neconforme au fost trimise spre neutralizare.